Bună seara, domnule și domnilor, și bine v-am regăsit la o ediție spectaculoasă a punctului culminant. Începem cu o amplă investigație jurnalistică despre manevrele lui Pandele. Echipa România TV amenințată de gurilele primarului din voluntari. Că se vedea cum se face legea în Republica Voluntari, citez. Veți avea soarta lui Savu. Am încheiat citatul. Șoc și groază despre urmărirea penală a lui Pandele, sunt informații în premieră. Și un tun imobiliar spectaculos, evacuare făcută cu poliția lui Pandele, iar șefa culturii din voluntari, recital de răcnete la bariera România TV. Circ cu Mariana de la Cultură, citez din nou. Pandele m-a teleportat la România TV, am încheiat citatul. Iar slujitorii lui Pandele aduc omagii șefului suprem. Frăția cu grecii, domnul și domnul, un capitol aparte al dezvăluirilor noastre. Cine plătește vacanțele discipolilor lui Pandele? Discutăm și despre cumetriile torționarei și vă arătăm cum mănășa pe cum îi nășa pe cei care o controlau. Ce caută procurorii în biroul senatorial al Gabrielei Firea, domnilor și domnilor? Și dacă tot caută procurorii ceva, să mai caută în România și drone căzute. Ce anunță Ministerul Apărării Naționale după ce rușii au bombardat și anunță că au nimerit și câțiva mercenari români? Și ce afla Cristoiu despre armarea de urgență a României? Veți afla și dumneavoastră, doctor, în această seară. Și o nouă operațiune spectaculoasă a lui Raed Arafat vrea să întrerupă programele TV. Dana Roba, mărturisiri cu tremurătoare în premieră națională. După prima lovitură a apărut o ceată de îngeri. Fetița a văzut cum mi-a făcut gaur în cap. Am încheiat citatele, vă prezint invitațiile. Mulțumesc că stați alături de noi în această seară și procedăm la treabă. Înainte de toate, o salut și mulțumesc pentru efortul pe care îl face pe Iosefina Pascal, jurnalist de investigație, care a dat azi m-a semnat cu gorilele voluntariene. Bună seara, Iosefina, mulțumesc că ești împreună cu noi. Salut și pe Ilan Laufer, fost ministru al mediului de afaceri. Bună seara, domnule. Bună seara, în curând rămâne fără mediu de afaceri. Bună seara. Cătălin Harnagea, bună seara, a fost director al Serviciului de Informații Externe, Bogdan Chiriac, actual comandant al BC News. Bună seara, domnul Chiriac, mulțumesc. Seara, comandant adjunct. Adjunctul domnului Vâlcu la comandant BC News, așa e, rectific și îmi cer scuze pentru impardonabilă eroare. Și nu în ultimul rând, îl salut pe alt hărțuit al momentului, fostul senator Daniel Savu, aflat într-o legătură directă pe Skype cu noi. Bună seara, domnul Savu, de azi, bună seara. Singur. Vă chiar vă urez tuturor să aveți soarta mea, pentru că eu am avut o soartă bună, am scăpat de interlopi. Altora li se poate întâmpla mai rău, dar eu sper ca soarta lor să fie din ce în ce mai proastă, să-și facă și autoritățile datoria. Hai că sună, zic că-i dați de blestem, așa să știe. A, nu, nu, n-am victoră de-astea, dar cred în lege și în dreptate. Dreptate și frăție, domnul Chiriac nu crede, domnia sa este total necredincios la afacerea asta, dar o să rămână să comentăm împreună tot ce s-a întâmplat astăzi și nu numai breaking news. Florentin Costel Pandele a pus stăpânire pe tot orașul voluntar, și la propriu și la figură. Vă prezentăm în momentele următoare un caz emblematic al unei asociații sportive numite Intervoluntari, care a fost jupuită la comanda lui Florentin Pandele. La scurt timp, de la preluarea mandatului de primar, cândva în preistoric, Florentin Pandele a făcut tot posibilul să ia un teren de peste 2 hectare în administrația primăriei. A reușit însă pe căi legale, așa cum susțin reprezentanții asociației de fotbal. Hai să vedem reportajul. Echipa România TV, împreună cu jurnalista de investigații Iosefina Pascal, a mers la terenul cu pricina. Proprietatea, care măsoară undeva la 2 hectare, a aparținut de asociația Intervoluntari, care avea o echipă de fotbal. Acolo se află un stadion care de ani întregi este nefolosit. De când a fost preluat de primăria voluntari, nu au avut loc modificări și, practic, spațiul nu a fost deloc valorificat în favoarea cetățenilor. El este păzit în permanență de firma de pază din voluntari. Imediat cum au văzut că sunt filmați, paznicii au închis porțile terenului. Și cine e proprietar? Și mai este Picara, dat unde se știe că... Primăria, eu știu cine e. Noi suntem o firmă care... Da, știm, Security Vol, știm. Da, de la ce ziar sunteți? La România TV. Îmi pare rău, nu puteți să stăm de vorbă. Nu ne așteptam să stăm de vorbă, dar ca idee. Vedem la revedere! Să văd niște autocuze în spate. Dar de ce ne închideți poarta? Și-a primit-o.
Proprietatea este supravegheată non-stop de firma de pază și securitate Security Vol. De asemenea, pe gardul terenului vedem împânzită această pânză pentru a nu permite oamenilor de pe stradă să vadă ce se ascunde în spatele gardului. Din păcate, asociația care deține titlul de proprietate pe acest teren a fost evacuată la propriu, cu bătaie, cu spart porțile, ați văzut că sunt mai multe intrări, o să vedeți. A fost evacuată de către poliția locală, comunitară la acea vreme, și Security Vol, care și păzește acum acest loc. Ce au făcut ei? Au trecut cu japca un bun al acestei asociații, Asociația Intervoluntari, în subordinea primăriei, au transformat-o în bun public, afectându-i astfel dreptul la proprietate, deși conform legii nu trebuie să-ți afecteze dreptul la proprietate. Au avut loc și acțiuni de intimidare nenumărate de-a lungul timpului în care echipa noastră a fost prezentă acolo. Am văzut că deja au trecut o mașină, un Logan care a oprit chiar în dreptul nostru, s-a uitat la noi, a plecat subit, o mașină de poliție și am văzut chiar și o mașină de la STS Voluntari. Coincidență oare? Da, sunt tot felul de încercări de intimidare. Noi am ajuns mai devreme aici și ne-am uitat prin zonă să vedem dacă suntem în locul în care trebuie și nu era prea mare activitate. Acum, de când am vorbit cu domnul de la Security Vol, care ne-a închis poarta în nas și ne-a trimis la plimbare, a început să crească activitatea. Până și poliția locală a primit ordin să intimideze demersul nostru jurnalistic. Iar amenințările vin chiar și din partea locuitorilor din Voluntari, care îl venerează pe Florentin Pandele. Aceștia ne transmit că am putea avea soarta lui Daniel Savu, fostul ofițer de informații care a fost șicanat în trafic cel mai probabil de oamenii lui Florentin Pandele. Sunteți România TV? Da, da. De ce exagerați cu minciunile astea? Atâtea minciuni. Vreți să distrugeți voluntariu? Ce minciuni? Vreți să distrugeți voluntariu? Vreți să ne spuneți avem de toate. Exact care sunt minciunile despre minciuni, care vorbiți? Minciuni? Vedeți-vă de treaba, vedeți cum arată voluntariu? Știți cum era voluntariu acum 20 de ani? Ne amenințați? Și mințismul. Ciutacul și astea face un circ. Un circ face. De-aia va leargă. Nu ne aleargă nimeni. Nu. Ce a făcut Savu? Sunteți convins că asta s-a întâmplat datorită lucrurilor pe care le-a spus domnul Savu, nu? Le-a spus și nu le-a convenit. Chiar în spatele acelui teren de fotbal stau neclintite 10 de autobuze ale primăriei. Sunt mijloace de transport care au fost cumpărate din bani publici pentru cetățenii orașului Voluntari, care au parte de autobuze vechi, în loc să se poată bucura de autobuzele moderne, dar ținute la distanță de parcul auto. Undeva în spatele acestui teren stau parcate 10 de autobuze nou-nouțe inscripționate Primăria Voluntari. Acestea apar să fie nefolosite în defavoarea localnicilor din orașul Voluntari. Deși au fost făcute demersuri pe cale legală de reprezentanții asociației, terenul se află în continuare la dispoziția Primăriei Voluntari, iar planurile pe care le are Florentin Pandele cu acea proprietate sunt secrete. Oamenii aceștia au avut încă din 1994 decizie irevocabilă definitivă a tribunalului prin care s-a statuat faptul că ei sunt proprietarii, asociația este proprietară acestui teren. Prin tot felul de interpuși, prin tot felul de personaje dubioase, s-a încercat segmentarea acestui teren pe modelul cumpărători de ăștia fictivi, astfel încât să fie determinați să plece. N-au reușit. Au fost făcute plângeri atât la poliție cât și la parchetul de pe lângă judecătoria Buftea. Iar potrivit unei decizii definitive a Tribunalului București, cauza a fost trimisă unui procuror care trebuia să înceapă urmărirea penală față de Florentin Pandele. Și nu doar instanța a decis trecerea terenului în proprietatea asociației, ci și prefectura Ilfov, care a emis o hotărâre la acea vreme, potrivit căreia proprietatea nu poate fi mutată în administrarea publică a Primăriei Voluntari, întrucât e proprietatea privată a asociației Intervoluntari. Și Primăria Voluntari a trimis astăzi cu mare viteză un drept la replică după dezvăluirile din timpul zilei ale România TV despre încrângăturile din fieful lui Florentin Pandele. Potrivit comunicatului, citez,
Societățile comerciale al căror acționar majoritar este Consiliul Local Voluntar au fost înregistrate și funcționează conform legii 31/1990 privind societățile comerciale, cu modificările și actualizările ulterioare, cât și a ordonanței de guvern 109/2011 privind guvernarea corporativă a întreprinderilor publice și nu au acționari privați, acționarul minoritar fiind asigurat de către alte societăți pe acțiuni ale Consiliului Local Voluntar. Societăți publice. Acestea sunt prestatoare de servicii publice și fac parte din asociații de dezvoltare intercomunitară. Acum că s-a disipit misterul, hai să ne întoarcem la poveste. Deci n-a zis cineva că funcționează ilegal societățile la domnul Pandele, dar mă rog, atât ați priceput, atât ați răspuns. Iosefina, tu ești în posesia întregului set de documente, o parte dintre ele mi le trimis și mie. Nu știu, dincolo de domnul ăla, mă rog, cu gura mare și care avea dreptul la opinie pe care îl respectăm. Dacă se uită, îl salut și îi mulțumesc că urmărește circul din această seară. Restul au fost, nu știu, polițiștii locali, dragi laci, au fost agresivi cu voi sau nu? Au apărut ca din pământ și bine, pur și simplu n-am înțeles de ce. Adică în loc să-l întrebe pe domnul ăsta care bloca drumul, ai văzut, să-l trimită la plimbare, ei au venit la echipa România TV. Acolo când domnul ăsta bloca drumul, da, să vă transmită urările de bine că trebuie. Noroc că a plecat singur omul, că poliția nu i-a zis să plece, omul a plecat singur. Păi dar zis că v-au zis oamenii că, domnule, au venit cu evenimentele astea care s-au petrecut și au zis că e mai bine să... Da, domnule, adică dacă domnul Pandele asta a avut de declarat în contextul dezvăluirilor de la RTV, da, da, și tot ce s-a întrebat, e perfect. Asociația sportivă, uh-huh, Inter, voluntar sau cum se chema, aia n-avea legătură cu primăria? Da, s-a chinuit foarte tare domnul Pandele să ia cele era succesoarea unei alte asociații, tot de voluntari. Deci echipa de fotbal voluntar pe vechi, nu asta exact. Nouă capitalistă. Păi nu? Ideea e, pe scurt, această bază sportivă a fost construită înainte de căderea comunismului, pe vremea lui Ceaușescu, de cetățenii ăștia, băștinașii voluntăreni, originalii voluntăreni, ca să aibă o bază sportivă, da? Să aibă un teren de fotbal, să aibă o echipă de fotbal a voluntariului. Oamenii ăștia, 94, fiind atacați de tot felul de pseudoproprietari, au obținut o decizie definitivă că ei au dreptul de... Corect. În timp, în 2001, deci la jumătate de an, un an după ce a devenit domnul Pandele primar, el a avut o temă să preia această bază. Dar îi face trebuință? Am văzut că de întreținut relativ întreține. Erau niște țâșnitoare de alea, udau terenul. Atât, adică... în rest sunt cam rupte scaunele acolo din tribune, nu se întâmplă nimic. Din 2012 au preluat-o cu forța, adică asta au zis cei de la asociație și asta scrie și în plângerile penale. Și de atunci oamenii ăia n-au avut dreptul să-și ridice documente, bunuri, nimic. În materialul respectiv de o propunere de începere a urmăririi penale a domnului Pandele la momentul respectiv? Da, au fost înregistrate mai multe plângeri penale și... Și desfășurat? Nu știm. Aia zic că nu știm. Ce interesant e că în 2012, când au intrat ăștia în forță acolo, conform, repet, spuselor asociației, președintele asociației era de la început un domn Mihai Barb, care în 2012 l-a bătut gândul cel rău, foarte rău, și Dumnezeu l-a pedepsit, și când zic Dumnezeu, zic Pandele, să candideze împotriva lui Pandele. A, deci domnul de la asociație a fost contracandidat Era chiar membru PSD și a fost dat afară de Gabriela Firea, care era președintele PSD Ilfov. A fost un meci, un scandal amplu în spațiu public în perioada aia, pe partea politică. Ulterior... A, deci Pandele și-a deposedat cu un curent un alegeri de terenul de 2 hectare? Cam așa pare. Frumos! Domnul Savu, când ne-am cunoscut noi undeva în Cretacic, lucram... Am putea să vă zic o chestie, apropo de Dexic, că văd acolo. Acum, acest teren care este acum al primăriei voluntar, de el trebuie să se ocupe și se ocupă și conform documentelor Dexicu, adică doamna Mariana... A, doamna Mariana de la cultură. Exact. A, ok. Deci și doamna de la cultură și șefă și peste terenul de fotbal. E ok. Domnul Savu, reiterez ce începusem. În 2001, când ne-am cunoscut noi și eram amândoi mult mai tineri și frumoși și la fel de liberi, și privatizam activele statului român împreună sau în paralel, era o lege care funcționa și care, dacă stau să mă gândesc, cred că funcționează și în ziua de astăzi, că nu ai voie să înstrăinezi baze sportive, să le privatizezi și să le schimbi obiectul de activitate. Greșesc? Nu, e valabilă și astăzi. În toate, doar niște consilii locale care calcă legea în picioare poate să dea diverse hotărâri de genul ăsta. Odată Dar vreau trecut, să spun și eu ceva. Odată că început... Stați un pic, stați că ne întoarcem și la epopeea dumneavoastră, că e, pare fără de sfârșit. Odată trecută în proprietatea Consiliului Local,
să poate face altceva pe ea, că nu mai e bază sportivă în moment ce ai scos-o de acolo. Mă da, gândesc, după ce schimbă destinația pentru o hotărâre de consiliu local, poate să facă niște blocuri, fiul lui Pandele sau... Sau altul, un concurent al fiului lui Pandele, că acolo... Nu poate să existe concurența acolo, hai să fim serioși. Păi v-a zis domnul ăla, că sunt de toate... Păi dă foc, dacă e un concurent, îl urmărește pe autostradă, îi dă foc, că nu există concurență. Dumneavoastră nu v-a dat... Așa cred eu. Dar ați văzut ce a zis domnul ăla? Că ați zis ce nu le-a convenit și de-aia vi s-a întâmplat ce vi s-a întâmplat. Dar acum, eu spun sincer că ne știm de atâta vreme, eu nu mi-am dorit să intru în folclorul din România privind amenințările. Numai, dar îți reamintesc de un lucru foarte important, că în Italia anilor 70, acest timp de amenințare era la ordinea zilei, dar se referea la judecătorul, la procurorul Giovanni Falcone. Toți care deranjau mafioții erau amenințați, veți avea soarta lui Falcone. Cam asta era amenințarea. A fost acel asasinat comandat de Totorina, care singur omorâse vreo 40 de inși și mai a comandat asasinarea încă câteva sute. Stați un pic, nu fi Pandele chiar... Ei, n-am zis, dar am zis păstrând proporțiile. Mă scriu și eu la un tip de ăsta de amenințare. La masa nu mi-am dorit niciodată. Da, dar mie mi-a plăcut cu soarta lui Savu, deci care păi a zis, da, a zis ce nu le-a convenit. Da, foarte interesant. Uite, între timp, e o emisiune extrem de interactivă. Nu știu dacă mi-a spus. De la mafioți. Domnul Pandele în seara asta, stai să verific, să nu fiu defazat, că mereu citesc prea târziu. Nu, azi nu. Dar scriu prietenii domnului Pandele. Mai trimite o scrisoare, mâine. Zice așa, domnul Carnage. Terenul la care faceți referire este pe strada stadionului, după cum îi zice și numele. Și a fost în proprietatea lui Mihai Barbu, deci domnul cu pricina, șeful asociației, care a fost proprietar al MIBA TV, televiziune prin cablu. Deci un mic RCS local acolo. Barbu dorea să candideze la funcția de primar împotriva lui Pandele, uite să confirmă ce spui tu, Iosefina. Soția lui Barbu, fiind în acea perioadă directoarea școlii dân voluntari, deci domnul era tot în establishment. Am zis că a fost dat afară, abuziv. A fost destituită dân funcție, iar mașina lui Mihai Barbu a fost vandalizată, i-au fost sparte toate cauciucurile. Vă dați seama, pentru... E un teren de fotbal acolo. Un teren de fotbal cu tot cu spații referente, că sunt 2 hectare. Adică 20.000 de metri pătrați. Adică pasiunile în voluntari sunt extreme. E ca la Boca Juniors cu River Plate. Adică echipa e rivale de voluntari. Dacă ar fi vreun casino, cred că ar merge și cu grenade la brâu. Adică dacă pentru un teren de fotbal se provoacă asemenea deranjuri pe familia domnului Barbu, astăzi doamna Pascal n-a putut să intre pe ce? Pe iarbă putea să intre, că nu era nimic, era ceva acolo. El a spus că e subordinea primăriei, deci e spațiu public, deci ne-a interzis iarăși accesul în spațiu public. Putea zice, domnule, a venit și noi să... El avea un contract în calitate de societate privată la care acționare sunt societățile de stat, de subordinea domnului. Adică orice mișcă și firul ierbii de pe stadionul X, că, na, e un stadion, nu cred că arată... Păi nu, ăsta e cam ruină din ce am văzut, da? Așa, mai păi da, 20.000 de metri pătrați la stradă în voluntari. Semipârloagă. Sigur că se poate propune acolo un minunat centru cartier, cultural, sau un cultural, sau o sală polivalentă. Nu, că parcă ziseam acum câțiva ani că se construiește în zona lângă București o mare polivalentă. De ce să o faci în București? Să o faci când undeva... Să o faci la voluntari. Da, adică e... Tot propuneți dumneavoastră obsesiv de o lună de zile să facem capitala Ilfovului la voluntari, că păi n-are capitală. Da, oricum n-are capitală săracul Ilfov. Adică trăiește așa cu tot felul de primării, că mai sunt primării celebre prin Ilfov. Adică dacă ele să le enumerăm... Da, emblematic e voluntari. Este, fiindcă e zona de nord, e altceva, sunt oameni mai capabili, mai... Bine intenționați, mai... Special pentru domnul Chiriac, domnul și domnilor, doamna Mariana Oprea, șefa de la cultură, directoarea DEXIC, domnul Chiriac. DEXIC este structura care se ocupă de excursii, sport, cultură, ce vreți dumneavoastră, din orașul lui Pandere, a făcut show în fața sediului România TV, fără să o vedem, doamnelor și domnilor. A fost atât de discretă că a trebuit să aflăm de pe Facebook că doamna a fost la un pas de noi aici, ne-a vizitat și a vrut să ne transmită lucruri, pentru că nu dorim să o cenzurăm. Hai să o vedeți în toată splendoarea ei pe doamna Mariana de la DEXIC. Bună seara, bună seara! Of, ce s-a întâmplat? Ce credeți? M-a teleportat Pandele în România!
România, din Grecia. Ca să vedeți, sunt chiar în România. Unde? Pe bulevardul Dimitrie Pompei, la sediu România TV. Din păcate, nu putem intra, deoarece ni s-a transmis că circa de poliție este chiar aici. Uitați, oameni buni, aici, pe bulevardul Dimitrie Pompei, numărul 6A, România TV își are sediu. Ar trebui totuși să îi mulțumim lui Pandele. Pandele, ce să zic, ai niște puteri extraordinare. M-ai teleportat direct în România. Ce credeți? În București, mai exact. Nu te interesează pe tine unde lucrezi. Extraordinar. E spațiu public, putem să stăm aici. Putem să filmăm oriunde unde e public. Să nu spuneți că închideți ușa peste noi. Să știți că faceți o ilegalitate pentru că este... Nu mi-i puneți cuvinte. Doamnă, este... Au! Doamnă, este... Au! Măi, n-a simțit-o. Cum mă lovești, mă, cu ușa? Doamne, dar nu-ți e rușine să mă filmești? Cum mă lovești, mă, cu ușa? Ce m-a filmat? Nu te-am... Doamna, este o instituție publică, este o instituție publică și avem voie să filmăm. Este o instituție care aparține de primăria voluntari. Fiindcă tot ne-a căutat doamna Mariana, ne-am dus și noi astăzi să o căutăm pe doamna Mariana Oprea, șefa culturii din voluntari, pentru a sta de vorbă cu aceasta, însă n-am reușit să o găsim nici la direcția educație cultural, sportivă și identitate comunitară, domnul Chiriac, unde e director, nici la Security Vol, unde în declarația de avere apare ca membru al Consiliului de Administrație. Vă prezentăm și căutările. Puteți să verificați dacă este doamna Mariana Oprea și să-i spuneți că ați vrea să vorbesc cu turnei? Nu am ce să verific, nu este nimeni. Mâine dimineață la ora 8. Și ce să ne aștept să găsesc? Că e hey, adică nu e... Ce știu de aici de la liceu la ora 8? Mâine dimineață la 8. Pare că la acelare nu-i nimeni. La Cancelea de Cultur și la cei la secretari, cu ea Mariana Oprea nu a fost de găsit nici la locul de muncă, dar nici la sediul Security Vol, acolo unde și-a trecut în declarația de avere că activează ca membru al Consiliului de Administrație și de unde primește bani. Mai mult, angajații securității paralele a lui Pandele susțin că aceasta nu are nicio legătură cu Security Vol. Doamna Mariana Oprea? Ce-a făcut? Am văzut că vreți și aici. Nu? Și domnul Bogdan Constantinescu? Păi nu știu că am avut o spune, era un concediu. Nu știu. Eu... Avea mai nimic. Domnul Chiriac, deci doamna Mariana de la Cultură, săptămâna trecută la sfârșit s-a ocupat cu urcatul lumii în autocar. Ați văzut când au plecat în excursie pe insula Iubirii. Frumos. Așa. Poate era sub stadion, domnule. Și după aia, fiindcă noi am suspectat-o pe nedrept că ar fi ajuns în Grecia, deși s-a suit în autocarele către Grecia, s-a întors, ne-a dat un mic recital aici în față, dar n-am fost atenți. Doamne, se ocupă de cultură, era normal să vină la România. Un post de televiziune, nu? Unde era să ducă? Deci, pe partea culturală. Tot la stadion nu era așa. Tot la stadion nu era, la compania de securitate nu era. Tot prezentați această luptă inegală între statul român și primarul Florentin Pandele. Ce de ce e inegală? Păi fiindcă statul român n-are nicio șansă. Hai, domnule, că faceți-l umflați acum pe Pandele, pe bune. Păi cum să-l umflu pe Pandele? Pandele e mare și tare. E instituția primarului voluntar și asta știm. Însuși. Domnule, eu cred că e mult mai mult decât atât. Deci nu e nicio șansă în fața lui Pandele, de niciun punct de vedere. Eu zic că șefa de la DIICOT. Șef? Care se ocupă de căminele groaze, o să desplătească acest lucru. Eu la DIICOT nu mai e șef. Eu am convingerea că nu va face absolut nimic. Dacă erau acolo, erau, începeau cu ei. Păi asta zic și eu, că dacă aveau proba legăturii directe, era mai spectaculos să lăsați pe Pandele de Păgudeiți. O zonă de enclavizare pe care n-ai cum să o mai spargi. Hai, stați un pic, Republica Autonomă, cine e Nagorno-Karabakh, ce e acolo? Bine spus Republica Autonomă, da, e un fel de Nagorno-Karabakh. Găgăuzia mai bine. Sau Găgăuzia, că e mai aproape de noi, mai înțelege lumea pe partea asta. Adică se supune și nu se supune legislației centrale chestia asta. Opinia mea nu se supune și, mă rog, bine face, uite că lumea e mulțumită acolo. Somul avem de toate, de la colectiv încoace n-am mai auzit, avem de toate. Păi nu. Deci ce aveți cu omul? Asta nu înțeleg.
Dar n-avem nimic. N-are nimeni nimic cu el. Slavă Domnului. Noi pur și simplu... Dacă mai fac și o intervenție de 10 secunde. Că ați v-ați referit la omul care a zis cu soarta lui Savu. Domnul, el a zis că am spus lucruri adevărate care nu le-a convenit. Adică el nu a spus că am mințit. A spus, Savu a spus niște lucruri care nu le-a convenit. Aha. Și de-aia au luat măsurile astea. Oh, da. Și mai remarc un lucru. Domnule, ăștia sunt voluntari, sunt bolnavi de tupeu. Aia de la Căminile Groazei dansa în fața, a ieșit de la... și făcea un dans. Godei râde în fața, în fața judecătorilor. Toți sunt bolnavi de tupeu. Ailalt a zis, marș de aici. Nu cred că sunt bolnavi de tupeu. Ăștia? Eu cred că oamenii se simt foarte siguri pe dânsii și probabil că au și motive să creadă asta. Iar în privința dumneavoastră cu episodul de pe autostradă, omul n-a spus-o în sensul de a ascunde ceva. Omul a zis, bă, potoliți-vă că pățiți și a pățit Savu. Adică ce a pățit Savu e motiv de mândrie printre apropiații domnului Pandele. Nu-i motiv, domne, hai să ascundem că n-am fost noi, că nu, domne, pe față, noi am fost, stați noi un pic, v-am dacă făcut, era motiv de mândrie, era motiv de mândrie dacă îl băgați sub autotren. Chiar. Dar așa dacă a scăpat... Da, și faptul că nu l-au băgat sub autotren, tot e motiv de mândrie. L-au speriat, că poate n-au vrut să-l omoare, că au vrut să-l sperie un pic. Da, vreau să-l întreb și eu pe cealaltă, domnul, domnul Savu. Și efectul e același, fără să bagi... Domnul Savu, da, filmările alea, credeți că așteaptă până când le șterg și aparat? Chiar astăzi, domnul procuror m-a asigurat, s-au luat toate filmările, au luat culoarea mașinii mele, caută tot, deja cred că au și găsit niște piste. Este foarte hotărât domnul procuror. Eu acum am făcut o glumă cu dânsul, n-am vrut să-l jignesc. Am zis, domnul procuror, sper că nu ne vedem peste 2 ani cum era cu domnul Iașinovski, că așa a tergiversat. Și a zis, domnul Savu, eu n-am nicio treabă, vreau să-mi fac datoria. Hai să vedem, poate mai ar fi și procurorii adevărați în România. Cât e, domnule, de greu cu toate camerele care sunt astăzi în zonele astea? Dar am refăcut aseară traseul, domnul Chiriac. Cât e de cameră greu, cu cameră, ca hai să mă, lasă, cât era de greu să descoperi niște inși care v-au șicanat în trafic. Hai să fim serioși. Și să-i aduci să întreb de sănătate. Hai despre ce vorbim. Și lucrul ăsta s-a întâmplat acum 2 săptămâni, dacă nu mă înșel. Da, fix, trecut, fix. Fix. Da, da, chiar era joi seara, după emisiunea mea. Da. Deci fix. Este tot respectul pentru domnul procuror, mult succes în activitatea domniei sale. În 2 săptămâni depistam pe Popescu, Ionescu, Vasilescu, care vă nu, dar el a primit cazul, el a primit cazul luni seară după emisiunea Andrei Crețulescu. Și a început demersurile de marți dimineață. Dom'le, eu știu că înregistrările astea video, dar poate greșesc eu. Să șterg la 2 săptămâni, să știți. Așa repede? Păi da, că n-ai capacitatea de stocare. Și că ar fi, eu auzisem că 30 de zile este... minim. Să fie legat, nu știu. Să vă audă Dumnezeu. Că până la urmă e atât de simplu. Mașinile care v-au șicanat în trafic au niște stăpâni, nu? Ajungi la indivizia și întrebi, dom'le, ce ai avut cu el? Că poate n-are nicio legătură Pandele. Poate corect. Nu v-au plăcut pe dumneavoastră că nu le-ați dat prioritate sau ce au crezut ei de prioritate ce la un semafor. Și m-au așteptat în față la România TV. Adică nu le-am dat prioritate, dar ei stăteau la barierele de la România TV. Păi știau că aveți un prost, dar nu da prioritate când treceți bariera. Tocmai de asta, tocmai de asta se lămurea tot dacă se ajungea la acești... Dar nu s-a ajuns. Nu s-a putut, domnul Chiriac. Dar poate să poate să ajunge Victor Ciutacu cu toată dragostea. Deci de asta să-ți defetistul de serviciu. Noi încercăm să dăm o turnură optimistă cazului și dumneavoastră sunteți defetist. Păi, aia nu vor înregistrările. Nu sunt. Eu de atât am doresc ca domnul mare procuror și, cum să spun, un exemplu pentru noi toți, domnul procuror Mircea Negulescu, zis așa, și portocală, cu dragoste. Să se întoarcă, da? Să fie numit din nou la DNA, adică da, e ultimul la Prahova. Auziți, dar... Păi da, l-a exonerat DNA-ul în alta curte, i-a spus, domnul, opriți procesul, omul e nevinovat. Și mi se pare corect. Păi, a fost ponegrit și el, ponegrit. Păi, ponegrit și hai să dai o masă. Ce auziți, normal, până... am promis când îl reintegrează. Domnul Ciutacu, dar până... Aici o face domnul Chiriac, da, cu porcușor de aia, ca la Bulibaș, așa, da, cu fir, bogăție. Dar până la procuror... Să ne certe, domnul profesor Stroiescu. Dar până la procuror, totuși, știu că e un cod rutier acum care s-a modificat.
Da, care dacă șicanezi pe cineva, te cheamă poliția, îți faceți drege. Pe camerele de aici, nu, de la MobExpert, sunt toate ale poliției. Adică putea poliția să zică, stai, doamne, cine sunt ăia care ți-au făcut, eu știu ce... Păi, dar n-a fost atentă poliția în momentul. Domnul ministru, sunt camere miliției, sunt camerele primăriei, sunt camere private. Sunt camere particularilor. Sunt camere, că toată lumea are camere de luat vederi pe gardul casei. Mai ales security vol. Până și security vol. Procurorul a cerut la poliție. Deci poliția face analiza imaginilor acum și o transmite... Spuneți așa. Aveam o grijă că erau niște neprofesioniști. Dacă am luat poliția în cazul cu ei rezolvat. Era cât paci să mă îndoi. Zic, bă, să știi că să află ceva. Da, scuze-te, liniștit. Mai liniștit acum. Dar stați un pic, nu. Să se îngălva pe domnul Laufer că freamătă și vreau să-i ofer ceva absolut delicios. Ocupat totuși cu lupta asta politică inegală la care face referire domnul Chiriac, domnul Florentin Badele și-a găsit un pic de timp liber și a făcut un filmuleț omagial dând de premiile Oscar, în care arată eforturile depuse pentru a arăta lumii întregi cum a ridicat el orașul voluntari ulterior devenit orașul lui Badele. O promovare de toată cinsta îi face chiar pajul familiei Hazem Kansu, fost șef la STB. Haideți să urmărim capodopera cinematografică. Vă spun, este... L-ar face până și pe Tarantino să plângă. Vă spun, vă jur. Să urmărim. Așa, da. Dom'le, vrem... avem nevoie de țevi de diametru 200, 250, dar 200, cred că ar fi bune. Lângă, până în ei. Să facem gaură ca să preia... Și spargem și de aici, spargem... Trebuie să crească? Da, sunt obișnuit, deja am apă în cizme de la casă de cer. Peretele care a căzut? Ăsta a fost în perete cu tocușă. Băi... S-a dus drept ca lui turma. Ia uite! Dumneavoastră ați fost aseară la domnul primar. Ia uite! E extraordinar. Uitați-vă și dumneavoastră. Pe destul de elocvent ce se vede. Uitați-vă dumneavoastră. Uitați-vă dumneavoastră. Tot în zambile lor vine. Da, dumneavoastră, are un metru jumate. Deci de aici... Un metru jumate? Mare, în spate. E? Imagini de la inundațiile din 2005, nu era chiar în fiecare zi așa, dar omul a ridicat comunitatea, nu pot să spui că... Și are datorii la plata facturilor la apă, 10.000 de lei. Păi uite, atunci avea apă din belșug, acu e mai pe... Nu asta stați în voluntar sau nu stați în voluntar? Nu stau în voluntar, dar nici foarte departe de voluntar nu stau. Sunteți investitori în voluntar? Am fost cândva, da? Nu mai sunt, s-ar putea și? Să revin. Deci ideea este... Nu, e foarte ok acolo. Am avut un proiect, l-am vândut. În fine, a fost o chestiune de genul acesta. Deci pentru moment nu sunt. Ideea este că înainte să intrăm în studio, Iosefina m-a întrebat dacă sunt fan Gabi Firea, că am avut anumite intervenții. Da, și eu, tragedie, nu. Deci, eu vreau să vă spun în felul următor. Acum, plec de la final. Dacă domnul Pandele a greșit în fața legii și a comis niște fapte penale, să plătească. Avem justiție, așa cum este în România. Domnul Chiriac spune că este nefuncțională, unii spun că este foarte bună. Eu vreau să vă spun în felul următor. Ceea ce a reușit domnul Pandele să facă în voluntar este incontestabil, fiindcă știm cum arăta în urmă cu 20 de ani. Și cum arată astăzi? Referitor la... Nu, dar stați un pic. Faptul că Pandele a făcut niște lucruri bune,
Indiscutabil, da? Mai departe, altfel nu ajunge, altfel nu ajungea orașul. Dacă oamenii... Avea 140 deci de mii de cetățeni și 2400 de ani. Eu nu știu câte orașe sunt... Dar asta nu le exonerează. Nu, eu nu am spus lucrul ăsta. În fața legii, eu nu am spus lucrul ăsta. Câte orașe credeți că sunt în România unde să vină o echipă a televiziunii să întrebe de primar și oamenii să ia apărarea? Foarte puține. Deci, eu nu vreau să spun asta. Oameni, deci, zici că au dacă, venit toți dacă el ca și primar a creat 50.000 de locuri de muncă acolo și trebuie să se angajoate lui, foarte bine. Pentru finii lui. Eu vreau să spun în felul următor. Adică, repet, eu nu mi-am dorit să mă aflu în poziția în care să o apăr pe Gabriela Firea sau pe Florentin Pandele. Și vă dau și un exemplu. Eu cu doamna Firea în 2016 în campanie am colaborat și am susținut-o. După care eu am intrat în PSD, iar relațiile dintre noi s-au răcit. Până în momentul în care eu am fost propus chiar viceprim-ministru și ministru a dezvoltării și doamna Firea a ieșit public și a contestat acest lucru. Fiindcă eu am avut o apropiere de domnul Liviu Dragnea, din punct de vedere uman, și am rămas aproape. Exact. De la principii sau separat? Eu vreau să vă spun așa. Mulți mi-au spus că din punct de vedere uman am făcut corect ceea ce am făcut rămânând alături de domnul Dragnea când toți s-au dezis de el, chiar și înainte să pice. Din punct de vedere politic am greșit, din punct de vedere uman așa am considerat să fac. Dar să văd modul în care a fost doamna Firea mitraliată în timp ce era deja jos... Da, din punctul meu de vedere este o nedreptate, repet. Dacă doamna Firea, dacă domnul Pandele sunt vinovați, au vreo legătură, au vreo implicație penală în acest fapt, să răspundă. Dar atâta timp cât există... Eu vă spun... Că vă vinos așa. Păi nu, nu mi-aduc aminte. Nu mi-aduc aminte. Stați un pic, eu am înțeles. Stați un pic, că eu nu justific în fața nimănui demersurile noastre jurnalistice. Dar nu mi-aduc aminte să vă fi văzut așa de milos pe vremea când domnul Băsescu era jucat în picioare în ultimul hal, cu largul meu sprijin, ca să fiu foarte corect la afacerea asta, și nu mi-aduc aminte să fi auzit... Nu știu, niște efuziuni de-astea de milă din partea noastră. Dar nu e adică vorba... mila noastră nu e uniform distribuită. Pe vremea când era domnul Băsescu în puteri, eu nici nu apăream în spațiu public, nici nu știa lumea cine sunt. Dar când era domnul Băsescu mai eram, pe jos așa... Eram critic la adresa dânsului, într-adevăr, fiindcă consider că a făcut niște lucruri deosebit de grave. Și domnul Băsescu n-a constituit o țintă? Și că domnul Băsescu n-a constituit, dacă vreți, obiectul și subiectul unor campanii de presă? Ba da, cu sigur. Nu, eu n-am spus că nu e bine să fie campanie de presă. Din punctul meu de vedere, eu cred că efectul pe care această campanie de presă până la urmă o are în mintea românului, fiindcă românul până la urmă păi am văzut că deja s-a dat un sondaj cu 35% de una. Nu știu dacă sondajul ăla este adevărat sau nu. Mai există insomnia. Dar la un moment dat, pe lângă faptul că este un subiect care face audiență și este normal să-l tratați, este absolut normal și corect, este lumea interesată de ceea ce se întâmplă acolo. Pare că da. La un moment dat, știți ce zice lumea? Dom'le, fire, am înțeles că n-a știut că poate părea mai vinovată la început. Sau a știut, în fine, nu contează lucrul ăsta, contează cum o percepe lumea. La un moment dat, când este în permanent luată, nu zic neapărat că e atacată, că e tocată, să spunem în felul acesta, românul începe și are un sentiment de compasiune în care zice și chiar dacă este vinovată, începe și Liviu Dragnea, a angajat două femei. Așa. A ajuns la pușcărie, era tocat total zi de zi de toată media. Total credeți că ai și mai întărit? Nu. Păi cine? Nu, dar... La cine faci? Când n-a fost Liviu Dragnea. Liviu Dragnea PSD. Ăsta și-a împotriva, împotriva domnului Liviu Dragnea a fost un aparat de propagandă care a cheltuit aproximativ 100 de milioane de euro pentru a-l distruge pe Liviu Dragnea. Pentru minciuni. După care a ieșit în public și s-a apucat de gătit fasole cu cârnați. Odată ce e un om politic și îl trimiți în închisoare, este foarte greu să mai revină. Doamna Firea încă nu a fost acuzată din punct de vedere penal că a comis o faptă sau domnul Pandele. Nu, eu nu spun că asta dacă domnul Pandele n-a fost acuzat, n-aveți dumneavoastră fire de părere că câte acuzații au fost adresate. Dar nu vorbesc de alte acuzații. Noi vorbim de acest caz concret în acest moment. Acest caz concret, dacă vreți, completează o panoplie de fapte de arme ale domnului Pandele. E ok. Dânsul e vechi în branșa asta. Dar hai să vă arăt ceva frumos. Ceva, super exclusivitate, domnul Harnage, dacă dumneavoastră recunoașteți personajul, sunteți zeu. Hai să vedem. Ce ziceți? Știți cine? Domnul Pandele. Însuși, în 2005, la prima candidatură serioasă din partea PSD, votați PSD, votați PSD, votând echipa, domnul Florentin Costel Pandele, când era dânsul tânăr și înainte să scoată localitatea din Bocel.
foarte frumos, dar mi se pare că prima oară a fost în PNL, nu? Dacă da. Ține aminte. Da, când era viceprimar era de la PNL. La PNL, da. Și da, când a fost inculpat în dosarul Flota. Scrie, votați PSD, scrie Voluntar pentru este vestit pentru infrastructura sa deosebită, nu? Da. Da, da, da. Am înțeles. Păi de-aia s-au mutat business-urile acolo, domnul Chirec. Pentru că au infrastructură. Pentru că au mediul de afaceri. Viziunea urbanistică cu totul deosebit. Da. Acesta. Păi la un moment dat a fost înregistrat domnul Pandele când spunea noi toți aici, la o hotărâre, la o ședință de consiliu, noi toți aici am construit fără autorizații. Adică... Dar la ce trebuie autorizație? Dar mie mi se pare că mai mult încurcă autorizații, dar vă spun că se poate... Eu v-aș zice o chestiune, nu știu dacă s-ar fi întâmplat sau nu, dar și Bulevardul Iancu Nicolae și Bulevardul Piper au fost modernizate în mandatul... În epoca domnului Pandele. Da, dacă nu ar fi... Eu vă spun că e epoca istorică. Eu vă spun că nu se știe dacă s-ar fi întâmplat acest lucru. Eu asta spun. Deci numai domnului Pandele. Dar mă puneți pe mine... Mă puneți pe mine... Nu înțeleg. Ordonați, domnul Savu. Da, am o altă teorie. Eu cred că nu domnul Pandele este șeful voluntarului, ci interlopii sunt șeful voluntarului și al lui Pandele. Deci el acum, prin faptul că a atras atenția asupra voluntarului, o să intre în disgrația interlopilor. Ți-l amintești pe ăla care a deranjat că pe stradă la el până Chioșdeanca era unul care zicea că să o moară în casă cu copilul, până a ieșit șeful clanului și a zis, băi, ia termină că ai adus poliția aici, noi putem să ieșim până comună pe acolo, până chiar. Eu am experiența, și eu nu cred, am tras și o concluzie în seara asta, așa? Că dacă ești primar și îți faci datoria, pe urmă poți să faci orice, să omori oameni, să faci orice. Pe de altă parte, eu am candidat la Ploiești, un oraș ceva mai mare decât voluntarul. Se referea la cazul de la Urziceni, probabil, acum, domnul Savu. Da, și am pierdut. Pentru că nu am pactizat cu interlopii. Am pățit fix această treabă. Am avut proasta inspirație să zic că vreau să fac din Ploiești un oraș al transparenței în România și un creion, dacă se cumpără, să fie pe un site, să vadă lumea cât costă. Și s-au speriat interlopii și a zis, păi noi cum mai furăm, domne? Ia lasă-l în pace și... Și n-am deci n-am ieșit primar, deși am luat un număr mult mai mare de voturi decât Pandele. Ești pricinos, Dane, deci pentru ce s-a întâmplat, deci nu poți să-l cobori pe primarul Pandele să spui că are șef interlop. Niciun caz nu se întâmplă așa. Dar tu nu crezi, Bogdane, nu, că acolo sunt că ăștia vor supraviețui, Pandele se duce. Pandele. Și aia vor rămâne. Domnule, stați asta că Pandele stați un pic, prea sunteți încordați. Iar domnul Ilan Lafăr ne-a și liniștit. Deci, păi, tu nu a ridicat omul, comunitatea a ridicat-o, da? Nu, dar nu numai asta, așa. Dar ne-a spus și că... Da, și eu sunt uite, de acord cu dumneavoastră că doamna dintre lucrurile Firea bune, are toate șansele în continuare la primăria. Nu știu ce să mă fac cu dumneavoastră, doamna, nu mă lăsa să arăt faptele bune ale domnului Pandele. Dar cum nu vă las, domnule, deci pe exact pe zona asta suntem... Păi uite, hai să vă mai arăt încă una. V-a certat și pe mine și pe tine, ne-a certat păi, domnul ministru Laufer și vreau să... Și ne-a certat și domnul Pandele, da? Eu nu v-am certat. Nu? Un pic de liniște în studio. Primarul Florentin Pandele plimbă angajații primăriei în vacanțe în Grecia. Dacă e legal. În baza unui protocol de înfrățire pe care l-a semnat cu orașul grec, Istiaia Adipsos. De azi înainte, distanțele dintre cele două comunități se vor scurta grație proiectelor ce se vor derula între cele două orașe înfrățite și prin vizitele făcute de cetățeni în calitate de turiști. A scris fina lui Pandele, City Managerul orașului voluntar, pe Facebook în ziua în care s-a semnat protocolul despre care se susține că ar fi baza schimbului cultural, educațional și în domeniul medical. Protocolul s-a semnat, domnul Chiriac, în sala de sport din voluntari, care se cheamă Gabriela Sabo. Țin să precizez că voluntariul este unul dintre exemplele de succes unde oamenii în viață au edificii cu numele lor. E sala Gabriela Sabo, stadionul Anghel Iordănescu. La sala Gabriela Sabo s-a semnat protocolul. Când ți-ai confirmat valoarea și Gabriela Sabo și-a confirmat. Anghel Iordănescu. Și Anghel Iordănescu. Păi Anghel Iordănescu e stadion. Iar s-ar Gabi Sabo e sală de sport și Anghel Iordănescu e stadion. Să a mai fost și că Hagi stadion, dar l-au dărâmat nenorociția și fac unul nou, mai mare. De la Farul Constanța. Da, dar fac unul acum, mai mare și mai frumos. Și cum se va numi? Claus Cică Hagi. A mai fost și Dumitru Sechelariu, stați un pic, deci s-a semnat protocolul unde, sigur, în sprijinul colaborării domnului Chiriac,
semnatarea protocolului este City Manager din voluntar, întâmplător fiind domnului Pandele, adică nu cred că are vreo legătură chestia asta, iar soțul doamnei este șeful societății de pază aia privată din voluntar, tot la fel de întâmplător. În cine poți să ai încredere? Decât în fin. Decât în fin și în zonă. Vă întreb omenește acum. Păi asta, omenește vorbim. În cine poți? Și în lumina protocolului de colaborare cu localitatea grecească și a înfrățirii, domnul Pandele a aprobat în Consiliul Local la voluntari programul Litoralul pentru Toți. Pentru era toți, litoralul grecesc pentru toți. Da, n-a nășit și la greci? Nu știu. N-am participat. Că chestia asta se poate întinde, adică nu mai să facem din voluntari. Că nu este absolut nicio greșeală, dar știți de ce? Eu zic să facem din Grecia un mare voluntar. Exact. Deci, da. N-a făcut nicio greșeală primarul Pandele. De ce? Fiindcă Grecia este în Uniunea Europeană. Da. Dacă era vorba de o țară extracomunitară, da, atunci era o problemă ca să dai banii primăriei în afară. Dar așa i-am dat în interiorul marii familii europene. În interiorul marii familii europene, felicitări. Litoralul pentru am toți. Am dorit ca și alte primării din această țară să procedeze în același. Litoralul pentru toți. Vreau pentru să toți angajații, primării. E drept că toți erau angajați pe la societățile primăriei, pe la Bărău, da. Acum nu sunt capul ăsta 40.000 de oameni. Noi vrea să luăm pe voi. Și povestesc după ce vin iarna la gura sobei, le povestesc ălorlalți, da, din voluntari, ce au văzut ei când au fost în excursie. În Grecia. Adică toți sunt niște... Da, dar unii nimeresc în fiecare an în excursie. Păi da, chiar adică... de două ori se încarcă balnear Monahan. Se schimbă de schimbări acolo. Este o zonă, e un serviciu de turism balnear Monahan și Zintul Camuita. Cultural. Au zis, nu? Și cultural. Fotbalist. E schimb de cultură. Poate cultura e maneaua. Sunt absolut senil. Ăsta e vestea momentului. Vă dați seama că eu l-am invitat în această emisiune și pe domnul Antonio Andrușceac, unul dintre liderii AUR, și a trebuit să-mi aduc aminte producătorul, care e la fel de senil ca mine, dar rămâne între noi, domnul Andrușceac. Bună seara, domnul Andrușceac. Mulțumesc pentru răbdare și pentru politețe. Eu în locul dumneavoastră nu l-am câmpit de mult. Ești de la Cluj, alături de... Dar mai avem o oră, să știți, pe cuvântul meu de onoare. Dar nu s-aude, domnul Andrușceac. Cu ce faceți? Vreți să-l faceți și de râs? Auziți? Acum, domnul Andrușceac, acum e momentul. Nu se mai aude, iar nu se mai aude. Faceți ceva, domnule, cu sărăcia de microfon, că mi-e și rușine de dumneavoastră, acum nu s-aude. Eu am un telefon scump, a dat statul bani pe el, m-auziți acum? Acum, da, e din banii de la stat, de la telefonul? E din banii de la Camera Deputaților și le schimbă an în an, ca și când sunt consumabile. Da, sunt consumabile, da. Acum vă spuneam că am ascultat cu plăcere alături de toate oamenilor de afaceri din care tocmai închid 4 de firme. Stați un pic că nu s-aude absolut nimic, deci poate reușim să refacem în pauză niște legătura. Niște oameni de afaceri închid niște firme. Chiar îmi doresc să-l aud și pe domnul Andrușceac. Bă, da, puteai să-mi aduci mie minte, măcar cu 10 minute mai departe. Luăm o scurtă pauză, domnilor și domnilor, după care continuăm dezvăluirile și vă arătăm spre bucuria domnului Chiriac cu metriile torționale, că dânsul a spus că numai cu nașii și cu fiind rezolvi, cu mâine așa pe cei care o controlau domnul Chiriac, torționala de la Azir, ca să scurtăm drumul. Și vă spunem ce caută procurorii în biroul senatorial al Gabrielei Firea. Nu în ultimul rând ne ducem la alte căutări mult mai dramatice pentru noi, căutări după drone căzute în România. Ce ne anunță Ministerul Apărării Naționale a 7-a zi după Scripturi, timp în care rușii anunță că au bombardat și mercenari români. Momentan nu avem o poziție și la asta. Și ce a aflat Cristoiu despre înarmarea de urgență a României și... Nu în ultimul rând, dezvăluiri spectaculoase despre noua operațiune a lui Arafat, care vrea să întrerupă și programele TV. Iar Dana Roba, mă scuzați, domnilor și domnilor, mărturii cu tremurătoare în premieră, în exclusivitate la România TV. Rămâneți, merită!